Tumene Saverias, Amara Mertuna, Pervaros Tamaragal Faria Veres. Multă putere demonică este pornită împotriva tuturor celor ce îmi caută numele. Pe zi ce trece se mulțesc din adânc cu sutele, cu miile. De aceea voi simțiți că puterea este mică și că starea voastră slăbește. Măcar că nu este așa. De acolo ostana albara ca spere de Fabia Vart, de-a pierdut toate acestea oștiri satanice, există o singură armă puternică, rugăciunea. De aceea simțiți că nu aveți puterea în ea, că nu aveți cuvinte în ea, că nu puteți să stați la rugăciune, că cineva vă împiedică, cineva vă oprește, cineva se luptă ca să nu aveți timp de ea, de rugăciune, și de aceea puterea voastră slăbește. Tu numele Catana al Bara Casperului Fauza Malt, nu vă lăsați, este arma voastră. Cea mai puternică armă pe care puteți să o aveți la îndemână oriunde și oricând, chemați-mă, eu sunt biruința voastră. Chemați-mă, eu sunt răspunsul rugăciunilor voastre. Aleluia. Chemați-mă, eu sunt cel ce voi împlini făgăduințele. Nimeni altul nu poate să facă ceea ce pot să fac eu. Eros tu nasti pauza mea la calpala, arma la pierde. A doua armă puternică pe care trebuie să o aveți este cuvântul meu, cuvântul vieții, Evanghelia adevărată. De aceea ce rău nu vă lasă să aveți timpul să vă adânciți în ea, să vă găsiți plăcerea în ea, bucurinea în ea. În ea există biruința pentru cel rău și cuvinte de răspuns pentru cel rău. În ea se găsește viitorul vostru. De goloși parii, alba la castara, via Veldora. Dar cel rău vă îndreaptă ochii spre orice altceva, dar mai puțin spre cuvântul meu. De goloși padas pa la via Veld. Una este o mână și alta cealaltă mână, rugăciunea și cuvântul. Dacă voi le veți avea pe amândouă, inima voastră se va întări și nu va cădea nici în descurajare, nici în necredință. Dar iată taina care vă stă înainte. Cireți ca eu să vă pregătesc. Eu zic, pregătiți-vă voi. Că dacă vin eu să vă pregătesc, trebuie să pregătesc prin suferință și prin durere, că nu mă puteți înțelege. Egoroș palis, paravia ferdano, caravie fernos, paravia fertraus. De aceea fiți gata că încercările tale nu-ți departe, dar starea care ești nu-i vei putea sta în picioare, oricădea cu sutele, cu miile. Dar cice le vor avea armele acestea, vor sta biruitorii și ferici va fi de cei care au pus în împlinire ce cere Duhul de la voi. Amin.